canal. Sunt Pavel Coșa. Astăzi suntem prin Tivoli. Vizităm, acum suntem Tradal, peton. Vizităm și noi să vedem ce se prezintă pe aici, ce e pe aici. Uite pe acolo. Tot ce e pe aici. Hai să vedem, poate găsim ceva și noi. Hai să vedem o leac pe aici. Așa. Ne-am luat ceva de la un supermarket. Ne-am luat, uitați aici, un Via Coca-Cola. Ceva reci. Și acum mergem, vedem ce mai e pe aici, prin Tivoli, prin oraș, așa. Vedem ce se poate arăta. Uite, piața de flori. Piața de flori, uitați frumos aici. Asta e o piață mică. Aici are numai deserturi. Bun, e poft. Dar nu știu dacă ăștia au numai aia câte 3 euro. Nu scump, 2 euro. Nu foarte scump. Ia uitați ce flori frumoase. Uite, 3 euro. Asta de aici, mai mititică de aici, era 2 euro. Bă, zic că e super. Uite, piața de mie, uite ceapa, e chiar bine, băi, harbe. Uite, bine, nu știu. Ops! Scuza! M-a luat o doamnișoară în brață, o doamnă. Arăta bună, arăta bine. Hai să vedem. Mergi noi un pic în miseti. Tu fura pungă. S-a putut desface. Vedem străduța asta, vedem unde ieșim. Hai, lăsăm o mașineta să treacă. Traversațion și nu-i strada. Am pe aici, vedem unde ne duce. Că doar știu să ies înapoi, unde am venit-o. Nu sunt chiar așa aereano. Deci m-am descurcat să-mi iau băutul în primul rând. Deci, ăsta e primul pas care reușește ceva. Vedem? Încolo. Ia. Hai să vedem unde ieșim pe aici. E soare, frumos, acolo. Dar poate găsim o zonă puțin la umbră. Să mai facem și pe la umbră. Asta e un vlog așa mai stradal. Să vă arăt cam cum e zona pe aici, străzile, cum e scalan. Vă arăt, chiar vă arăt aici. Nechi, adică, uite, mașinile de cusut. Uite. Asta nu știu, croitorii, nu știu ce e asta, fi mașini vânzare la croitorii sau e croitorii, nu știu. Deci, cred că astea sunt mașini de vânzare. Dar uite ce frumoase sunt mașinile astea, e cusut. Uite, asta e o mașină foarte veche,
de cu 106 de vechi, e muzeu, nu știu ce o fi aici. E croitorie, mă. Asta e croitorie, dar uite vechi mașinată de cusut. Cei care ați folosit și aveți, uite, astea sunt una, model nou. Astea sunt modele noi de mașini de cusut. Da? Nu știu dacă aș avea ceva să cumpăr, nu știu. Hai să vedem ce ieșim de aici, vedem unde ne ducem. O să arată mișto, acolo. Hai să vedem, ăsta un fel de amanet. Ia să vedem. Uitați, asta e un fel de amanet. Amanet la noi, la români. Da, uite, 95 de euro, dar e Redmi 5. Redmi 9AT, dar nu știu. Uite, ăsta nu știu, e Samsung 10 Ultra, e 230 de euro. A21 19 euro, dar nu știu, nu ce telefon era. Era un telefon la 19 euro sau 79 de euro, nu mai știu. Ia să vedem aici ce mai are. Telefoane, căști 39-40 de euro astea, da? Nu știu dacă o fi ceva de calitate. Nu știu dacă are ceva de calitate aici. Ia. Nu cred. Nu cred. Hai să mergem mai jos. Hai să mergem un pic mai jos. Să vedem ce are. Aici. E frumos o ativori. Aici. Coborăm jos, dar noi nu mergem jos. Hai să vedem pe aici, printre trăguțele astea, nu știu cum se cheamă. Nu le am eu tot bine pe aici, când se a locului. Vă arăt și pe aici. Uite, avem și o fete, o fată. Ce bun e tipa. Intrăm aici pe stradă mai adiacentă, mai nepopulată, să zicem. Ca să e o străduță mai nepopulată. Via del Seminario. Uitați ce scrie acolo. Via del Seminario. Asta e un fel de seminar? Nu știu ce înseamnă. Del Via e Seminario. O fi așa se cheamă clădirea, cred că. Nu știu. Văd că pe aici totul e monitorizat. Bă, cartierul ăsta, zonele astea, cam pe toate străzile, dacă e așa, totul e monitorizat. Uite, am avut niște străzi care... Bă, frate, am ajuns, parcă sunt eu și cu lumea locului. Nu știu unde este pe aici, dar nu cred că m-am dus bine. Cred că m-am dus și eu, ca geacanău, aiurea. Am vrut să vă arăt cum e lumea pe aici, cum e totul, cum e zona, cum e locația, cum e... Aș vrea să vă arăt undeva cum e tradiția. Dar hai să vă arăt o mașină, am văzut o mașină șmecheră. Uite aia cu LT mare, la număr de matriculare. Parcă zici că e o mașină din aia veche, de epocă. O fi, cred că, de epocă. Citroen, ia uitat.
N-aia, cum era la vremea, uite, Citroen, uitați mașină, CV, Carleton, uitați-o ce mișto-i, uitați-o, uite, n-aia, e vechi, model ăla vechi, Citroen ăla, model vechi, bă, uitați, bă, Matiz, bă, bă, am găsit Matiz, bă, bă, uitați-i frumoase, Matiz, bă, cum arată, a uitat, bă, Matiz. Un garaj tuning. Nu știu până am ajuns eu, dar eu cred că vreau să ies înapoi de unde am șopârlit traseul, că m-am abătut de la zonă, să ies înapoi de unde am venit. Că să nu mai iau cu lumea pe aici. Trebuie să ies de aici. Nu se poate. Aici are burger. Hai să o luăm noi pe aici, aș cobor în jos. Ia să vedem ce meniu are aici. Cât e? 12 euro? Cabro meniu? Ia să luăm la... De asta ce? Ia e vegan. Iar hot dog-ul e 4 lei, 4 euro. Dacă vreau hot dog meniu cu corn, panteon, dippers, bibite al analociilor, nu știu ce e asta. Uitați, sunt aici niște uite aici o chestie, un meniu, dar nu chiar foarte, foarte, foarte scumpi. Da? Da, ăla e... Burger, cred că știam unde, nu, încă nu deschis acum. Adică vă program de la 18 la 18 la 23, parcă așa am văzut ceva. Pe asta am dat una euro am dat pe ea. Am văzut unul cu o bicicletă electrică. Da, chiar ar vrea să văd și eu cât am ajunge aici o bicicletă electrică, să mă interesez, să întreb cu frate, nu? Poate fac vreo speta șmecheria. Uite, bicicletă electrică șmecheră. Arată bine, arată mișto, uitați. Ce mișto e asta. E cam e. Când întoarcem înapoi din unde am plecat-o. Uite în sus. Librărie, ceva de genul. Aici văd că tot sunt așa, cunoscut în orășel mic, dar cunoscut. Să zic că un orășel din ăla, a vedem ce are pe aici. Prea are ceva care să vii pe spate.
zice, ok, uite, vedem unde vii. Nu, nu toată, înapoi, unde am plecat-o. Un fel de, cum să vă spun eu, asta e un fel de, certo, molto per internet, se vuoi su ci bisogna ci prendo la uite, questa è una questa è un fel di magazzino, da una come si spune, come la noi di quartier, care găsește tot felul de chestii, drujbi, alea, ferăstrai. Mi-am uitat, drujbi, ferăstrai, imbusuri, cuțitașe, tot ce ai nevoie pentru lucru. Pentru muncă, pentru șantero. Da. Mă energează că să... Bine, grazie. Uite, chiar m-aș uita după o bicicletă electrică din Via Italiei, având-o a mea, la vinde-o pe a mea. Cu 5.000 lei. 5.000 lei, cei care au dorit pe a mea, o vând, dar vreau să fac o chestie să îmi iau de aici ceva. Să mă uit pe site de biciclete, să văd pe cine îi găsesc pe aici, să fac un site, să găsesc biciclete electrice. Uita ce frumos e pe aici. Zona asta. Asta e o plimbare stradală. Ca să o faceți voi. Vedeți cam cum e prin Tivoli pe aici. A? O să aveți două clipuri frumoase de aici. A? Uite, am găsit un supermercat, dar n-am știut de el, dar știam de el era bine. Văd că toată lumea e totul ok. Nu e bine să mă comenteze. Adică toată lumea e la locul lor. Că filmez, nu-i deranjează că tu filmezi. Îmi place, nu stă din aia care să vină să zică, bă, să te înjuri. Nu. No. Ciao, hai și nu știu ce e filmul ăsta, o rochieșă. A, un magazin de bijuterii. O rochieșă, un magazin de bijuterii. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Ho preso. Nu, e frumos pe aici, e frumos să te plimbi, să vezi, să vizitezi orașul. Italiană, pe tot coțul și strede. Am un românaș, eu sunt prăpătit, arunat și eu de pe api. Da. Este și la strada principală. Vedem unde ieșim aici. Da. Hai că v-am lăsat, am pupat. Ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa, fratilor!